Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, unde vreau să vă prezint cum am schimbat centrala. Am pus una nouă. De data asta folosim o centrală ucraineană, Cordi. Am așteptat după ea vreo 2 luni jumate să vină. De ce am optat pentru asta? Pentru că la Ucraina e mai de calitate, e din oțel. Și sunt mult mai rezistente. Acum nu o compar cu feroli, cu astea, dar având în vedere că în Ucraina, știți, lângă Rusia, sunt temperaturi foarte scăzute, sunt chiar ok și recomandate. E de 14 kW, dar poate să încălzească până la 100, 144 de metri pătrați. Hai să vă arăt aici și aici e focarul. Acum am făcut de vreo 12 minute focul. Aici e asta de curățare. Vedeți, deschidem, nu scoate fum, nu nimica. Și acolo jos e cenușarul. Aici țugul. A ajuns deja la undeva la 50 de grade. Are vas de expansiune, avem pe ea două supape de siguranță, una sus și una jos. Aici trebuia normal să pun un furtun, dar nu pot să dau gaură în geam să-l scot afară. Rămâne deocamdată așa, dar important e că e aici. Aici e coșul. Coșul l-am făcut din inox. O să vi-l arăt și afară. Nu-i coș zidit. Când vrem să curățăm, doar desfacem astea 3 șuruburi și o curățăm. E pompa care are 3 subtea, 3 nivele de circulare, 1, 2 și 3. L-am lăsat pe 2. Dacă îl lăsăm pe 3, se aude un pic zgomot în calorifer cum circulă apa. Senzorul de temperatură, țugul reglat stas și acum zilele astea o să-i cumpăr și sursa, care bineînțeles o băgăm în priză. Toate țevile le-am schimbat, îs din cupru. Doar asta ce vine cu alimentarea cu apă din Pexal. Încă o dată vă arăt coșul. Și acum o să mergem și afară. Camera e completă făcută. Uitați aici. Aici când se încălzește băgăm și niște brichete. Mamă ce se încălzesc astea. Bec. Aici e ușă de metal. Înainte era într-o bucătărie de vară, să nu vă povestesc ce am făcut cu pereții. Și inclusiv noaptea are afară senzor care se aprinde automat, i-am pus. Coșul, ăsta-i, neavând altă posibilitate să-l zidesc, e coș de inox. Îi 3 metri și ceva afară, vedeți, sunt din bucăți de 1 metru și ancorat. E foarte bine ancorat. Acum mai sus mai trebuie să-i pun o pălărie. Acum o să mergem și în casă să vă arăt caloriferele. Asta e aici în bucătărie, că e unul mai mare. Acum, când e frig afară, i-am dat un pic mai tare. Caloriferele sunt din oțel, sunt de calitate, Purmo. La fel, toate țevile sunt de cupru. La fel, aici în dormitor. În dormitor am pus două. Și pe măsură ce cobora din copac, a catanca turnară și
care-s lângă geamuri, încep deja încep să se încălzească. La fel, le-am dat pe 4 în funcție de cum e de cald. Mai avem unul în bucătăria de vară și unul în baie. Vreau să vă zic că deocamdată funcționează impecabil și se merită să puneți țevi de cupru, nu cu altceva. Cum o să mai mergem o dată la ea? Are termostat, iar a revenit, are termostat electronic. Uitați, numai cât am făcut filmarea, deja a urcat temperatura. Vreau să vă zic că în 15 minute nici atât ai deja cald în cameră. Acum o să-i pun o sursă de 700 de W zilele astea, să mă duc să o iau, pentru că de ce? Îi problemă dacă se oprește curentul. Dar curentul, dacă se oprește când e focarul complet plin, atunci ar fi o problemă, că s-ar putea să-ți arunce pe la supape antigelul. În calorifere am băgat antigel, în caz că nu nisi acasă, faci să nu înghețe. Și atunci am zis, ai o problemă, că aruncă antigelul aici în cameră, face tot. Având două supape, sigur nu o să explodeze sau, Doamne ferește, astea sunt mai moderne, sunt dotate cu să fie mai în siguranță. De-aia zic, punem o sursă care o cuplăm în priză și atunci sigur nu mai avem probleme. Sursa costă undeva la 700 de lei, dar e cel mai bine să o avem. Dacă, Doamne ferește, nu avem sursă și nici acasă, în cazul fericit că mă gândesc că nu băgăm pe el aiurea și plecăm de acasă să nu fie nimeni și am văzut că e curent, scoatem imediat jarul cu o lopată într-o găleată de tablă și nu-i nimica. Dacă s-a întâmplat să se ia curentul, a fost cazuri, acea să se ia curentul când a fost jar, să știți că nu se întâmplă nimica. Cam asta a fost despre centrala de tip Cordy. Îs ok. Am adus-o până cineva care le aduce la Alba Iulia din Ucraina. Doar că a trebuit să așteptăm. Cam asta e. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!